n-a venit prin poștă. Ia vezi, ia, cine n-a venit prin poștă. Da. Ia amendă, sigur. Poate-i vreo capcană de șurici, nu? Te gândit? Ce tare e. OBD 11. Hai că arată mișto. Nu? Nu deschid. Ba da, vă deschid. Vă deschid, e tare. E tare, tare, tare. Haide, te rog. Da, e tare, uite. Ce pare că arată tare. Mai avem un inel de ăsta de chei. Contează foarte mult prima impresie a unui produs, negru lucios, piano black peste tot, lux și opulență, îl are și pe ăsta desenat aici. Și? Semănă, mare capul mare și lotul, la fel ca mine. Bun, ce știe să facă această mufă, OBD? Se numește OBD 11 și avem aici varianta Pro. Știe să facă mai multe lucruri, să descuie mai multe acțiuni ale mașinii sau anumite opțiuni ascunse, cum le spunem noi. Îți dea mai multe credite în cazul în care alegi varianta Pro și o să vorbim imediat și despre creditele astea, ce care e treaba cu ele. Bun, vă spuneam de acest OBD 11, se conectează la calculatorul mașinii dumneavoastră, mașină din gama VAG, doar din gama VAG. Se conectează la computer și transmite date în timp real despre starea mașinii, puteți vedea erorile ei. Dacă sunt, le ștergeți și mașina s-a reparat. Nu, le ștergeți doar pentru o scurtă perioadă de timp când ele vor reapărea, dacă acea problemă persistă. Prin aplicația pe care o puteți descărca doar pe Android, puteți să vă conectați la acest device, descuiați anumite opțiuni ascunse, cum vă spuneam. Cum ar fi? Geamurile care se închid din cheie. Anumite mașini nu au opțiunea asta setată din fabrică, dar cu acest device se poate descuia foarte ușor. Puteți lucra la intensitatea luminilor de poziție, luminilor LED, la afișajul de pe display-ul bordului, la climatronic, la stopurile spate, plus multe alte chestii pe care le aveți acolo de deblocat, folosind creditele de care vă spuneam. Creditele de care vă spuneam le obțineți odată cu achiziționarea produsului, varianta Pro sau varianta normală, o diferență de credite, iar acolo le puteți cumpăra anumite credite, dacă vreți să faceți anumite lucruri și nu vă mai permite buzunarul, puteți cumpăra cu cardul, foarte simplu, sau puteți să vă uitați, să le obțineți gratis, uitându-vă la anumite reclame care le găsiți pe aplicația telefonului noastră și vi se încarcă acolo contul cu credite gratis și uite așa, am mai făcut ceva, am mai făcut un stop, am mai făcut o poziție. Bun, dar până atunci hai să vedem cum funcționează pe aplicație. V-am spus, doar Android, din păcate, deci nu o să pot să folosesc eu telefonul, o să folosesc mâinile cuiva. Așa, bombă! Ești prost? Dă-i mai în față! Fii atent, ai luat ăla, da? Ia telefonul, deschide-l. Deschide-l, boss. L-ai deschis? Aha, vezi că ești pe mail. Nu e bine. Dă-i înapoi, eu nu știu cu Android. Gata, ești ok, ești în home screen gen. Nu, ales mesaje pe Facebook. Păi ce, zi-mi ce trebuie să văd. În dreapta sus. Ok, acolo. Da, gata. Așa. Da. O să-l testăm mâine pe mașinile participanților la Locktober și probabil o să funcționeze și nu o să stricăm nicio mașină. Sper. N-avem un buget asta. Maxim o mașină, dacă avem bugetat, la undeva la 10-15 mii de euro. Maxim. Adică nu trebuie să ne întindem. Și dacă e mașina 25, mai scădem noi la preț, o mai zgârie mai spre partea aia altă. Hai mă, că nu era 15 mii, ia bani și lasă-ne. V-am zis Locktober, nu? E, dacă v-am zis, vă mai zic o dată, organizat de către Speed & Sound la Râșnov. Îl las pe Marius să vorbească în continuare cu imaginile și noi prindem niște mașini și băgăm jucăria în ele, să vedem ce știe să facă. Am auzit numai lucruri bune despre ea.
prinde pe băieți cu OBD-i level. Nu cu acest. Avem un S3 și un GTI. Ce faceți, mă? Reclam! Reclamă la ce? Bet to fit! Băi, OBD Eleven, ai auzit? Nu. Da, bă, da, am auzit de la... De unde ai auzit? De la voi? Nu, mă, frate, uite, tu știa din altă parte. Nu, eu nu știam. Deschide mașina să vedem. Dar sunt curios ce poate să facă, ia să vedem. Ia, 3, dar nu știe mai mult de asta. Audi... Stai să vedem ce... ce variant avem. Nici o variant. Nici o... A3, S3. Aici. S3. Salon? Salon. Salon. Ok. Bam. Și acum ne-am conectat la 3 salon, S3, scuze-mă. Și ăsta intră aici finuț. Frumos, mic, finuț. Păi și ăla ții gen ala. Doar când vrei să faci modificări sau poți să-l ții tot doar timpul? Când vrei să faci modificări sau poți să-l ții tot timpul? Sau poți să-l ții tot timpul? Și să vezi în aplicație, uite, acum zice scanare, bam. Și acum îți scanează mașina 1 din 17 module. Dacă putem să scoatem și start-stop-ul, păi eu gata, eu sunt drăgostit. Da, vedem dacă are funcția asta. Că mult mai ușor ce face un specialist pe tester. Da, 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 da. Mult mai ușor și mult mai intuitiv pe interfața da, asta. Da, mult mai intuitiv, ai buton pentru fiecare și ce crezi, când îl cumperi ai credite. Și dacă nu vrei să dai banii, te uiți la reclame, ce tare. Îți dau credite oameni și de credite. Gen fiecare modificare pe care o faci costă niște credite. Costă niște credite, da. Și adică 10 credite sunt 1,70 € sau ceva de genul. Adică oricum decent, depinde da, cât, da, depinde da, cât da, costă fiecare modificare. Și tu ai tester, deci ai o parte de tester în care scanezi și vezi erorile mașinii și le ștergi sau vezi ce probleme ai. Și parte de upgrade-uri în care îți ridici geamurile din cheie dacă da, mașina da, nu are, da, îți selectezi să stea pozițiile aprinse, intensitatea luminilor LED pe spate. Și gen când îți descarci aplicația din App Store, bănuiesc. Da, da, e doar pentru Android. 3 unități de control defecte. Poți să ți le șterg dacă vrei. Hai să vedem despre dar ce e vorba mai întâi. Să vedem să ce uite arată. Aici. Nu, vreau să văd la erori. Uite. Anti-theft alarm system sensor. Le ștergem? Păi le ștergem, dar nu știu ce... Or fi că mașina gen în bord nu le dă, știi, nu le arată pe sus. Gata, gata, mă! Deci hai să-mi dai 50 de lei. Băi, e bine, e ok. E simplu, fii atent. Ia să vedem. Hai să mai vedem ce mai ai. Ce mai ai? Aici, la door electric, dar mi-a zis că nu e ce. Unlock unit for central locking. Lock unit for central locking. Implosible signal. A, de la spălat. Da, a intrat. Păi am spălat, i-am făcut și interior cu da, la fântâne acolo cu jetul. Da, stai mă, da. Dar cât costă aparatul? Aparatul costă $60. Ok. Varianta Pro pe care o vedem noi aici, cu un pic mai multe funcții și 200 de credite din start. Varianta normală costă în jur de 30 și nu ai, credite. Nu ai creditele, da. Okay. Și trebuie să le cumperi separat. Dacă sau vrei, să te uiți la reclamă. Dacă da. Vrei, asta testarea și ștergerea de erori nu a, doar te costă upgrade-uri. Nimic. Da, doar upgrade-urile, da. Bun, deci avem așa, pentru al doilea telefon, mirror deep, Windows Function, remote, mirror link in motion, să-ți meargă telefonul pe display, pentru LED-urile de boomer, sound, actuator, să-ți arate temperatura uleiului pe display, ceea ce mi se pare tare. Start-stop deactivezi, ce te interesa pe tine. Deci da? Băi băiatule, deci start-stop-ul este cea mai proastă invenție la mașini, pe cuvântul meu, deci cea mai proastă, mai ales în traficul din București. Dacă putem să o scoatem, eu sunt cel mai fericit. Start-stop notă. Deci jur că sunt cel mai fericit dacă... Gata, te-am rezolvat. La stopurile spate, fii atent, la stopurile spate să le facem să meargă gen ca daylight-urile, cum sunt pe față. Pentru că stopurile sunt oprite tot timpul, știi ce zic? Decât dacă ai farurile pornite, gen faza a, scurtă. Tu vrei când... Să fie un daylight, daylight și pe spate. Și pe spate, da, exact. Vrei... Deci... De mine, dai banii. Deci îmi iau aplicat... Scot banii acum? O iau pe asta de test? Bun. Mamă, deci blană rău de tot să... Bun, ia vezi, mă, hai să vedem dacă merge. Acum, păi da, dacă se aprinde. Fie... Yes! I love it! Da, mă, blană, în sfârșit. Așa, mă. Eu sunt fericit, mă declar mulțumit pe ziua de azi. Camera, dă banii, camera. Băi. Banii mei. Da, mă, hai că vorbim. Da, știi, bă, aia. Băi, banii mei, dă suta, băi. Băi, dăm bă, like-urile înapoi. Suta, băi, bani. Like-urile, dă-mi. Acum e telefon. Alu, bă, nimic nu-l luăm. Nu-i așa cum crezi. Bun, și avem Golf 7 GTI. Golf 7? Golf 7 GTI? Da, GTI. Da. Nu e Club Sport, nu? Nu. Băi, ăsta are și lumina aici, ești nebun? Bravo, țuțule. Aveți telefon scump? Nu, Dobrescu, eu n-am. Cum fac acum, bă? Că nu știu cu asta. E așa? Că îi scoatem pe uitul ăsta. Zici ce vrei. Nu
Mulțumesc frumos. Selectează dispozitivul. Noi suntem. Ia zi tuturor, ce model avem noi aici? Ai Golf Plus? Nu. GTI? Yes. 3-door hatchback. Poți să-mi faci 5 uși cu ăsta? Da, acum, 100 de credite. Oh. Vrei să vedem erori? Te rog. Durează să știi. Nu contează. Bine, gata, frate. Dacă e gratis, merită. Uite, la Tsuzu e bateria mai bună, vezi? Zice așa, are o eroare pe motor. Și avem așa, Turbo Supercharger Underboost. Ce da. Zice? Ce înseamnă? Poți să-i dai pe Google, gen. N-am găsit data trecută, dar uite un turbocharger Underboost Condition. Vezi? Condition where the PCM, HM, regarding models that may include A4, Tiguan. De aia nu mai merge cu 320, că înainte mergeau 320. Vezi, uite aici. Airbag, ia vezi, a fost răsturnat aici, nebun? Nicio era. Stai frumos, mă. Stai cu minte. Hai că o pun la vânzare, supraviitoare. Asta zic, să șterg eroarea, să nu vadă oamenii. Bun, și acum avem, arată unde aveam mod. Codări. Fii atent, nu, avem aplicații. Bam, ești pregătit? Ia, Virtual Cockpit Style, n-ai. Virtual Cockpit Tem, n-ai. Speed Warning, vrei? Nu. Throttle Pedal Response, vezi că e șmecherie, standard. Vrei? Responsive? De ce credite? Adică să fie mai sensibilă. Nu știu dacă ați făcut vreodată. Nu, facem acum pentru tine. Da, să vedem. Hai să vedem. Bam. Ți-au din banii tăi, da? Da, mă, ți-am dat. Îți facă cumva cum start-top-ul dacă vrei de la casa. Gata, mă. Third brake light with lock unlock. Ce asta? When the function is active, third brake light will blink on locking unlocking vehicle. Hai că-ți fac, e frumos. Hai de că face, pe da. Se lucrează, lucrează engine, gata, mă. Am făcut repede? Păi stai, mă, stai când stai așa, bam. High beam assist, optical, high intensity brake light. Ai așa ceva? Hazard flash with hard braking, adică clipocezi și avariile odată cu. Vrei? Mai știu și engleză. Vrei? Da. Bine, mă. Îți fac un ca la supercaruri. Nebunie. Am pus și eu, dar... Uite că merge stopul de frână. Ați! Ați! A, da, mă, că astea se stingeau, așa e. Danel, păcălește. Da. Bă, dar n-ai tu. A, de bani, că e problemă, de ce merge? Da, mă, ai făcut ceva. Ceva am făcut? Da. E bine, mă, îmi place. Ia dă-i acum 200 și pune o frână, să vezi dacă clipocez. Dacă clipocez și avariile. Hai, mă, că am făcut treabă. Chiar merge jucăria. Banii lor? La sfârșit. Asta a fost materialul extra de la Speed and Sound, Low October, Râșnov, episoade, am filmat, am făcut, am centrat, am dat cu capul, am testat, l-am aici, OBD 11, pe două mașini, l-ați văzut, o să apară link-ul de unde puteți să-l achiziționați dacă vreți, dacă aveți nevoie și aveți o mașină din gama VAG, inclusiv Bentley sau Lamborghini, puteți să faceți o grămadă de lucruri șmechere, chiar o să vă placă, vă garantez. Pe lângă asta vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de share, nu uitați de like, nu uitați de subscribe. Subscribe este clopoțelul ăla mic de aici, ca atunci când noi postăm un material nou pe YouTube să primiți o notificare, să știți că aveți la ce să vă uitați minim 20 de minute. De calitate a întâia. Gata? E bine așa? Pot să plec? Daniele! Vrei să vezi cine a venit cu poștă? Nu.